Am fost învrednicis de Domnul, de un mare binefăcător, de un profet smerit cum poate, n-a mai avut niciun popor. Doar Israel la grea răscruce, pe Moise l-a avut, prin el a scos poporul din robie, căci era blând precum un miel. Tot la o astfel de răscruce, profetul nostru a fost trimis de Dumnezeu să împlinească ca Iosif, poate un ultim vis, de a vedea întreaga țară unită într-un singur gând, mergând pe calea crucii sfinte, pe Domnul binecuvântând. Să avem cu toți merindea vieții în sacii noștri pururi goi, să nu mai cerem niciodată la cei ce sunt mai săraci ca noi, să avem a noastră demnitate de neam de sfinți, cum nu mai știm pe nimeni din lumea asta și pentru ea să și murim. Să fim salvați de la peirea ce ni se pregătea nascuns, dar Domnul a trimis profetul să ne-l vestească pe Iisus. Prin el a fost trimis o oaste acestui chinuit popor, ca toți să biruim în luptă sub steagul ei biruitor. Să avem o patria noastră și acelea sfinte moșteniri, pe care secole de-a rândul a curs doar sânge de martir. Iar oastea a mai fost trimisă bisericii spre a o înălța la starea binecuvântată, așa cum ea a fost cândva. În dragostea și în lumina acestui veac de aur, când vorbeam cu toți aceeași limbă și eram plin de Duhul Sfânt, când totul ne împățeam de obște, fiind cu toți încredințați că Dumnezeu e Tatăl Slavei, iar noi cu toții suntem frați. Ajută-ne, Iisuse Doamne, să prețuim al Tău trimis, să credem astăzi adevărul ce prin profetul Tău l-ai spus. Să credem astăzi adevărul ce prin profetul Tău l-ai spus. Amin. Slăviți să fie Domnul!